Bună ziua, stimați reprezentanții ai instituțiilor mass media. Vreau să vă mulțumesc în primul rând că ați dat curs invitației la acest briefing de presă organizat de către Agenția Servicii Publice. Am convocat acest briefing de presă din cauza că în ultimele 3 săptămâni asistăm la multiple atacuri în adresa Agenției Servicii Publice din partea activiștilor politici. Situația a ajuns la un nivel major de risc al credibilității statutului instituției de stat. Constatăm că aceste atacuri publice n-au nicio bază factologică și în majoritatea lor sunt declarații care au un scop de dezinformare a societății și au o tentă vădit electorală. Astăzi mă voi referi la câteva subiecte importante și voi prezenta inclusiv date și cifre concrete. Așadar, este vorba despre 3 aspecte la care vreau să mă refer la briefingul de astăzi. Primul este tarifele la serviciile prestate de către ASP, creditele instituției și 3. Procedura de licitație pentru procurarea blanchetelor de pașapoarte, cartele pentru buletine de identitate, certificate de înmatriculare, permise de conducere, blanchete pentru biroul migrației și azil și tehnologii de personalizare pentru aceste documente. Așadar, să începem cu prima întrebare, ajustarea tarifelor la serviciile publice a Agenției Servicii Publice. Prin hotărârea Guvernului 314 din anul 2017 a fost constituită Agenția Servicii Publice. În cadrul ASP au fuzionat 5 entități cu servicii și tarife diferite. Aceasta este întreprinderea de stat CRIS Registru, întreprinderea de stat Cadastru, întreprinderea de stat Camera de Înregistrare și Serviciul de Stare Civilă și Camera de Licențiere. Conform prevederilor hotărârii Guvernului 314, a fost pusă elaborare și prezentare Guvernului spre aprobare a metodologiei de calcul a tarifelor la serviciile prestate și a nomenclatorului serviciilor prestate și tarifele acesteia. Tot această hotărâre prevede că până la aprobarea metodologiei de calcul a tarifelor la serviciile prestate de către instituția publică și a noilor tarife calculate în baza acesteia, se vor aplica tarifele în vigoare la serviciile prestate de către toate persoanele juridice reorganizate. Astfel, în perioada anilor 2017-2020, nu au fost revizuite și ajustate tarifele respective, fiind aplicat nomenclatorul provizoriu aprobat prin Ordinul Agenției Servicii Publice, care nu reflecta situația actuală, ci ține de activitatea complexă a agenției. Conform planului de activitate a Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin hotărârea Guvernului 636, Cancelaria de Stat, în comun cu Agenția Servicii Publice, a elaborat, iar Guvernul a aprobat, hotărârea de Guvern 966 din 22 decembrie 2020 cu privire la serviciile prestate de către ASP. În scopul asigurării unei abordări unificate a mecanismului eficient și transparent în stabilirea tarifelor rezonabile, prin hotărârea Guvernului 966, a fost aprobată metodologia unică pentru tarifele serviciilor acordate cetățenilor Republicii Moldova, care se bazează pe estimarea costurilor și acoperirea cheltuielilor aferente procesului de acordare a serviciilor, dar în același timp pune în sarcină agenției acoperirea tuturor cheltuielilor legate de prestarea serviciilor cu înlesniri și gratuite. Tarifele au fost implementate etapizat timp de 6 luni, începând cu data de 1 ianuarie 2021. Costurile exclusive sunt argumentate și corespund cheltuielilor reale de resurse ale ASP, care includ materia primă, resurse umane, cheltuieli operaționale și resurse informaționale. Tarifele nu includ în sine rata de rentabilitate. ASP este o instituție publică, are autonomie financiară și este finanțată din veniturile obținute din prestări de servicii. Toate mijloacele financiare acumulate pe parcursul unui an din veniturile obținute din prestări de servicii, ce depășesc bugetul agenției, la sfârșitul anului sunt revărsate în bugetul de stat. De menționat,
că cheltuielile pentru prestarea serviciilor ASP cu titlu gratuit sau cu înlesniri constituie în anul 2019 97,5 milioane, iar în anul 2020 100,7 milioane lei. În prezent, mai multe servicii sociale sunt prestate în mod gratuit, iar la unele servicii tarifele au fost stabilite sub sine cost. Diferența fiind acoperită din costuri veniturilor obținute din prestarea serviciilor de urgență. De exemplu, înregistrarea decesului, înregistrarea nașterii, eliberarea primului buletin de identitate, determinarea aparenței persoanelor la cetățenia Republicii Moldova se efectuează cu titlu gratuit. Nomenclatura actualizat prevede prestarea mai mult de 30 de tipuri de servicii gratuite, beneficiarii fiind persoanele cu dizabilități, copiii rămași fără ocrutire părintească, veteranii de război, victimele traficului de ființe umane și persoanele care se află la întreținerea statului, precum și donatorii voluntari de sânge și alții. De asemenea, este stabilită o reducere de 50% din tariful stabilit pentru mai multe servicii prestate în domeniul cadastral. Aș vrea să mă opresc succint la întrebarea a doua privind contractarea creditelor de către ASP. La momentul constituirii Agenției Servicii Publice, instituția a preluat liniile de creditare de la Moldova Agroimbank și Victoria Bank, care anterior au fost luate de către întreprinderile de stat Crisregistru. Actualmente, ASP are trei linii de creditare de la Moldova Agroimbank, Victoria Bank și Mobias Bank. Contractarea creditelor a avut cu scop finanțarea lucrărilor de renovare și de crearea centrelor multifuncționale. Creditele contractate au fost luate de către ASP în perioada anilor 2018-2019. Numirea mea în funcție a avut loc pe data de 4 mai 2020. Și aș vrea să mă opresc la ultimul subiect a acestui briefing, achiziționarea blanchetelor cu tehnologie de personalizare. Referitor la achiziționarea blanchetelor cu tehnologie de personalizare, acest subiect conține două aspecte. Licitația propriu-zisă și interesul sporit a unor persoane din cadrul președinției, așa numitor oameni buni. Pe parcursul lunii iunie, am fost invitat de două ori la președinție de către Ana Revenco, consilieră președintelui Republicii Moldova. Pe lângă discuții referitor la procedură și alte aspecte ce țin de licitația dată, mi s-a sugerat cu text deschis că ASP trebuie să anuleze această licitație, demarată deja. Aceleași sugestii au venit și de la consilierul prezidențial, domnul Negruță, dar nimeni nu mi-a dat nicio indicație la subiectul dat în scris. Domnul Radu Marian, care a venit și el cu acuzații în adresa ASP, probabil necunoscând de unele aspecte care n-au fost scoase în vizor de către colegii săi. Așadar, un scurt istoric la acest subiect. Licitațiile în domeniul achiziționării blanchetelor și tehnologiilor de personalizare sunt organizate în Republica Moldova, de regulă în fiecare 3-5 ani. Conform concursurilor anterioare au fost procurate numai puțin de 1.500.000 de blanchete de pașapoarte. De menționat că toate achizițiile anterioare au fost organizate de instituțiile de profil, cu excepție licitații din anul 2012. În anul 2012 a fost organizată licitație cu privire la achiziționarea la 1.500.000 blanchete de pașapoarte. Această licitație a fost organizată în premieră nu de către autoritatea contractantă care își asumă toate costurile, dar de către Ministerul Finanțelor, care nu era beneficiarul blanchetelor și care nu a alocat niciun ban pentru această licitație. Beneficiarii blanchetelor au fost întreprinderile de stat Crisregistru, Biroul Migrației și Azil și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. În rezultatul licitației demarate de către Ministerul Finanțelor în anul 2012, a fost desemnată ca câștigător compania Gemalto, care a venit cu una din cele mai scumpe oferte,
Prețul achiziționat de către Ministerul Finanțelor a constituit 5,39 € pentru fiecare carnet de pașaport, pe când prețul minim propus de către compania Oberture Technologies a fost de 4,7 €. Diferența de preț între ofertele respective a constituit aproximativ 1.800.000 €. Neavând un temei legal conform legislației cu privire la achiziții, Ministerul Finanțelor a promovat spre aprobare hotărârea Guvernului 776 din 19 octombrie 2012. Am și această hotărâre a Guvernului, care probabil vedeți de cine este semnată. Conform acestei hotărâri de guvern, 776 din 19.10.2012, a fost împuternicită întreprindere de stat CRIS Registru să semneze și să negocieze semnarea contractului cu câștigătorul licitației companiei Gemalto. A fost un caz ieșit din comun în practica achizițiilor publice, nu numai în Republica Moldova. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală, care la etapa actuală se află în examinare de către instanțele de judecată. De menționat că în următoarele licitații de către în anul 2017 organizate deja de CRIS Registru cu privire achiziționării blanchetelor de pașapoarte cu chip integrat, cu aceleași cerințe tehnice față de caietele de sarcini, compania Gemalto a inițiat ofertă de 3,85 € pentru fiecare carnet, ceea ce a fost cu 2,35 € mai mult decât oferta Gemalto din 2012. Această licitație și organizarea executării contractului a durat circa 3 ani. În toată această perioadă, datorită licitației efectuate de către Ministerul Finanțelor, Moldova risca să se pomenească temporar fără eliberare de pașapoarte din cauza insuficienței blanchetelor. Această procedură a durat demararea în anul 2012, în anul 2013 a fost semnat contractul și prima livrare a fost făcută la finele anului 2014. Începând cu anul 2014, anul în care a fost liberalizat regimul de vize pentru cetățenii Republicii Moldova în comunitatea europeană, anual în mediu se eliberează în jur de 470.000 de pașapoarte, cu excepția anului 2020, când a fost declanșat pandemia de COVID-19. În prezent, circa 1 milion de persoane nu dețin niciun pașaport al cetățeanului Republicii Moldova valabil în Registrul de Stat al Populației. Pe parcursul anului 2021, la peste 300.000 de pașapoarte expiră termenul de valabilitate. Pe parcursul lunii iunie curent, a crescut numărul actelor de identitate solicitate de populație, fiind eliberate 63.000 de pașapoarte. În perioada estivală, această cifră poate fi și mai mare. Din cauza epuizării stocurilor de blanchete conform estimărilor menționate de agenție, ASP ar trebui să suspende activitatea în luna septembrie 2021, așteptând să fie finalizată una sau altă procedură de licitație. La stocul de blanchete la data de 1 iulie 2021, blanchete pentru pașaportul cetățeanului Moldova sunt de 128.000, perioada estimată de epuizare a stocului fiind luna septembrie anul curent. Astfel, dacă nu ar fi fost posibilă achiziționarea suplimentară a 450.000 de carnete de pașapoarte în anul 2020 pentru anul 2021, Republica Moldova putea să fie suspendată temporar eliberarea pașapoartelor și documentelor cetățenilor Republicii Moldova. Deoarece în alte state, acest exercițiu fiind tot la așa o etapă de dificilă, eliberarea pașapoartelor a fost sistată pe o perioadă de la 3 până la 7 luni. Achiziționarea suplimentară a 450.000 de carnete de pașapoarte în anul 2020 pentru anul 2021
a fost asigurată în baza contractelor în vigoare care permit majorarea cantității blanchetelor din volumul total achiziționat. La estimarea cantităților de blanchete pentru asigurarea stocurilor au fost luate în considerare următoarele argumente. Date statistice privind documentele perfecționate și eliberate în perioada anilor 2017-2020, stocul de blanchete în anul 2020, necesitatea asigurării garantate cu blanchete pentru cel puțin 3-6 luni calendaristice. Pregătirea confecționării și livrării blanchetelor cu tehnologii de personalizare poate dura de la 6 până la 12 luni din data semnării contractului. Achiziționarea blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte, permise de conducere și alte documente, trebuia să fie efectuată în anul 2019. Dar decizia respectivă nu a fost luată de către ASP în anul respectiv. Ulterior, în anul 2020, au fost inițiate pregătiri pentru organizarea licitațiilor, însă totul a fost amânat din cauza pandemiei COVID-19. Luând în considerație necesitățile ASP, stocurile existente de blanchete în anul 2021, precum și estimările efectuate pentru anul 2022-2023, procedura de organizare a licitației publice a fost inițiată în anul 2021. În cadrul inițierii procedurii de achiziții publice de la Consiliul de Administrare a fost solicitată coordonarea preliminară a estimărilor resurselor financiare care vor fi alocate pe viitor în bugetele Agenției Servicii Publice pentru anii 2022-2023, necesare pentru organizarea licitației pentru publice respective. Din procesul verbal al ședinței Consiliului numărul 1 din 25 februarie 2021 a fost coordonată estimarea respectivă. După coordonare cu Consiliul de Administrare a estimărilor resurselor financiare, a fost actualizat și planul de achiziții pentru anul 2021, care prevedea inițierea achizițiilor nu pentru anul curent 2021, ci pentru anii 2022-2023. Astfel, achiziția respectivă a fost doar inițiată în anul 2021, fără alocarea mijloacelor financiare în bugetul Agenției Servicii Publice. Nemijlocit, achiziția va fi realizată pentru anii 2022-2023. A fost stabilită în contract o clauză obligatorie privind modalitatea de efectuare a plăților din costul acestei achiziții, doar după producerea documentelor de către Agenția Servicii Publice. Procedura de achiziții publice este organizată de grupul de lucru pentru achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări din cadrul ASP, în conformitate cu prevederile legii 131 privind achizițiile publice. Suma estimativă a achiziției constituie 498.356.000 lei. Suma estimativă a achiziției a fost determinată conform analizelor contractelor încheiate anterior și a prețurilor existente stabilite în baza licitațiilor anterioare pentru achiziționarea bunurilor date. Cifra de afaceri de minim 525 milioane lei cumulativ pentru perioada din ultimii 3 ani în domeniul de activitate aferent obiectului achiziției s-a stabilit în limitele prevăzute de legea 131 privind achizițiile publice. Nu toți operatorii economici pot participa la astfel de licitații, deoarece blanchetele actelor de identitate pot fi confecționate doar de către companiile specializate în domeniul Security Printing Technology, care confecționează bancnote, hârtii de valori, acte de identitate și dispun de certificate specializate ISO. Tipografiile obișnuite necertificate nu pot participa la această licitație. Obiectul achiziției a fost stabilit într-un singur lot, altfel încât să corespundă mai bine necesităților autorității contractante și diminuării riscurilor în vederea atingerii scopului final, asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu acte de identitate. Pentru argumentarea desfășurării licitației într-un singur lot, menționând că în procesul de determinare a desfășurării acestui proces au fost examinate și divizarea în mai multe loturi, dar au fost stabilite niște riscuri emitente care ar putea crea
niște situații nefaste, imposibile de asigurare a cetățenilor cu acte de identitate. Ca de exemplu, în cazul de rebut a unei blanchete de pașaport, fiind deja personalizată, Agenția Servicii Publice trebuia să-și asume cheltuielile pentru serviciile de personalizare. Sau în cazul încheierii contractului cu mai mulți ofertanți pentru livrare de servicii și livrare de blanchete, fiind contractele încheiate în diferite perioade, puteam să ne pomenim în perioada ulterioară că nu aveam acoperire pentru unul sau celălalt serviciu. Licitația a fost una publică și internațională, achiziția a fost efectuată prin sistemul informațional automatizat M-Tender. Anunțul a fost publicat de participare în buletinul achizițiilor publice la data de 29 aprilie 2019. Deschiderea licitației a avut loc pe data de 24 iunie, acest termen fiind extins de două ori. Anunțul de participare a fost publicat mai târziu în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, deoarece publicarea în Jurnalul Oficial de către țările non-UE este mai dificilă. Pentru a asigura transparența în procesul de organizare a achizițiilor publice, la solicitare societății civile, în grupul de lucru a fost antrenat reprezentantul Asociației Obștești, AGER. În raportul de monitorizare numărul 142 a conformității inițierii procedurii de achiziții publice aprobat de către Agenția Achiziții Publice, nu au fost reflectate careva abateri principiale. Totodată, toate neconformitățile procedurale au fost înlăturate de către grupul de lucru despre care a fost informată Agenția Achiziții Publice. Operatorii economici care au solicitat documentația tehnică sunt CertSign România, Tipo Direct Moldova, Garsu Pasaulis Lituania și Emilbauer Germania. Ulterior, prin platforma M-Tender au fost oferte de la CertSign România, Eni Bistongi Nioma Ungaria, Garsu Pasaulis Lituania. După etapa de depunere a ofertelor la data de 29 iulie 2021, grupul de lucru de achiziții a calificat conform documentelor de calificare primul ofertant după prețul minim, compania CertSign România, și a transmis propunerile tehnice către Departamentul Tehnologic al Agenției Servicii Publice pentru examinare și prezentarea concluziilor referitor la corespunderea acestor cu cele solicitate în documentația de atribuire a licitației deschise. După concluziile tehnice, urmează etapa de evaluare. Pentru anularea procedurii de achiziții publice respective, nu există temei juridice, ori prevederile articolului 71 din legea 131 stabilesc clar condițiile de anulare a procedurii de achiziții publice. Aș vrea să vă prezint spre final și diferite tarife pentru eliberarea actelor de identitate din alte țări. Spre exemplu, în Republica Moldova, buletinul de identitate ne costă 6 euro, pașaportul 39 de euro. În România, buletinul de identitate de tip vechi este de 1,42 euro, dar cel de tip nou, care intră în vigoare de la data de 2 august, va costa 15 euro. Pașaportul pentru cetățenii români ne costă 52 de euro. La final, aș vrea să concluzionez câteva elemente. Vă invităm la Agenția Servicii Publice pe oricine din politicieni și să se informeze din prima sursă. În limita legislației, suntem gata să prezentăm orice informație solicitată că reprezintă interes în spațiul public. Totodată, ASP înțelege accentul sporit pentru campania electorală, dar rugăm partidele politice să se abțină de la implicarea instituției în jocuri politice și să-i permită să-și organizeze și să-i în continuare activitatea în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Vă mulțumesc!